Continuăm programul Focul din Vatră cu un cântec pe versurile poetului Nicolae Dabija. Muzica aparține compozitorului Tudor Chiriac. Cântă Liliana Chiriac, prefață la Mateievici. Copileț, las drept moștenire această limbă fără moarte și plină de dumnezeire să-i duci lumina mai departe. Tu limba ta s-o îndrăgești, găsească unici o turoasă. Pe mama ta cum o iubești, nu de atât dacă e frumoasă, nu de atât dacă e frumoasă. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. De atât că ce e Maică Sfânt, ea ți-a dat viață și temei, că e doar una pe pământ, că e a ta, că ești al ei. Dar tu, mergând cu ea alături, te rușinezi de limba ta și o îngâni privind alături, de parcă ai furat ceva, de parcă ai furat ceva. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. Dar știi că ți-au căzut sub coase și limba în gură li s-a fric, pentru ca tu s-o ai frumoasă și s-o vorbești nestingherit. Când țaria sărea din teacă sau când cu sânge-n două anins, ei graiul au știut să-l tacă, însă de el nu s-au dezis, însă de el nu s-au dezis. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 rai. Prin pânza lacrimei văd pe cei stând focul să-l vegheze, ce l-au salvat de la prăpăd, dar n-au știut să se salveze. Și răstigniți au fost de vii, căci într-o vreme amăruie, pentru feciorii aceste glii, lucra o fabrică de cuie, lucra o fabrică de cuie. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. Și hrana a fost pentru jivine, descult dansat-au pe cărbuni, ca să păstreze pentru tine această limbă din străbuni. Pe cerul slavelor în clopot, fuieminesc cu astru clar. Și dacă graiul e dânsul a fost un clopotar, dânsul a fost un clopotar. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. Și Mateievici s-a trudit să-i-au tăiască sântăvița, și-n el de vin s-a fost zidit păstorul cel din Milorița. Cinstit trăiește făcându-ți viața mai comodă, cuvintele aceste limbi, cu ale alte ia la modă, cu ale alte ia la modă. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. Tariri rai 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 ram, tariri rai 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 ram. Blestem clipi aceea strâmbă, când străne poți din viitor, nu vor mai ști în care limbă vorbit au străbuneilor. Când huzurind leneștrai, ei ispitindu-și paradisul, nu lor păsai în care grai vorbesc și-și murmure. Vorbesc și-și murmure plictisul, în țară când au fost
intrat. Dușmani cu legiuire strâmbă, întâi știi cine au trădat. Acei ce s-au dezis de limbă, din ei ades cât o lichea, mai teară decât orice fiare, punea să tragă în țara sa, zicând că o face pentru țară. Din ei ades cât o lichea, mai teară decât orice fiare, punea să tragă în țara sa. Nici limbi stăpânitoare nu-s, nici limbi stăpânitoare nu-s. Tariri-rai-rai-rai-rai-ra-ra, tariri-rai-rai-rai-ra-ra, tariri-rai-rai-rai-rai-ra-ra, tariri-rai-rai-rai-ra-ra. Mesajul acestui cântec constituie o adevărată punte de legătură între subiectele programului Focul din Vatră. La rubrica Odă Patriei, în această seară l-am invitat pe poetul, publicistul, istoricul literar și deputatul Nicolae Dabija. Dar până a difuza dialogul, țin să vă reamintesc anumite detalii din viața distinsei personalități. Nicolae Dabija este considerat liderul generației Ochiului al III-lea, Ochiul al III-lea fiind titlul cărții de debut al poetului Nicolae Dabija. Născut la 15 iulie 1948 în comuna Bișcotar din județul Lăpușna, Nicolae Dabija a absolvit în anul 1972 Facultatea de Litere a Universității de Stat din Chișinău. Pe parcursul anilor, după debutul din 1975, a semnat următoarele volume de poezii: Apă neîncepută, Zugravul anonim, Aripă sub cămașă, Dreptul la eroare, Fotograful de fulgere. Nicolae Dabija este de asemenea autorul mai multor volume de publicistică, eseistică, istorie și istorie literară, între care menționăm Pe urmele lui Orfeu, Daciada, Transnistria, Lacrima care vede, Oul de piatră, Icoană spartă, Basarabia. Stimate Nicolae Dabija, fostul regim totalitar ne convingea zilnic cu insistența picăturii chinezești că patria este neapărat spațiu, teritoriu. De la ce simbol pornește sentimentul de patrie și patriotism pentru dumneavoastră personal? Purtăm patria cu noi dacă o avem înăuntru nostru. Patria este ceva din interiorul nostru și aici când vorbim de simbolurile țării, atunci este limba în care ne-am născut, limba moșilor și strămoșilor noștri, este un spațiu concret în care ne-am născut, cu o istorie concretă, și nu cred că cel care își disprețuiește limba, care își disprețuiește trecutul patriei lui, care își disprețuiește semenii, poate să-și iubească cu adevărat patria. Eu mai spuneam undeva că cel care își urăște părinții nu poate să-și iubească patria. Deci probabil că noțiunea de patrie este mult mai largă. Ar fi timpul să trecem de la patriotismul vorbelor la patriotismul faptelor. Ce înseamnă patriotismul faptelor pentru un scriitor? Un scriitor este cel care altoiește într-un fel în sufletul cititorilor săi dragoste de țară. Noi aici, în Basarabia, ca să supraviețuim, avem nevoie de acest sentiment sfânt care se cheamă patriotismul. Îmi pare că Danton, un revoluționar francez,
atunci când colegii lui de revoluție i-au spus ca să-și păstreze viața, să părăsească Franța, el a răspuns: dar patria nu poți lua pe talpa pantofilor cu tine. Adică patria este acolo unde te-ai născut și ar trebui să-i împărtășești într-un fel destinul cu ea de la prima zi până la ultima zi. Fiindcă, spune și proverbul românesc, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Adică chiar și acum, când în Basarabia ne confruntăm cu această sărăcie lucie, care știm de ce s-a întâmplat odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, deci am fost jecmăniți în sensul adevărat al cuvântului. Banii de la casele de economii, toată averea Republicii noastre care a rămas în altă parte, iată, noi n-am pus problema împărțirii flotei, care ne aparține și noi, avem și noi partea noastră. N-am pus problema împărțirii patrimoniului cosmic, unde iarăși avem cota noastră, împărțirea patrimoniului militar și așa mai departe, diplomatic, clădirile fostei Uniunii Sovietice de peste hotare, ne aparțin deopotrivă și nouă. Deci noi am ridicat mâinile și am spus că noi ieșim din URSS săraci și curați. N-am ieșit curați, am ieșit numai săraci. Și parcă s-ar părea că în acest context de sărăcie, dar cine mai arde nouă de patriotism, dar cu toate astea, deci dacă nu vom avea acest sentiment, nu vom altoi acest sentiment în sufletele generațiilor care vin, atunci ne vom pierde identitatea și nu vom exista ca limbă, nu vom exista ca națiune, ci vom fi și noi un amestec în acel conglomerat de națiuni care a fost fosta URSS sau care vrea să devină Europa în secolul care vine. Sărăcie, de fapt, a fost întotdeauna o strategie a comuniștilor pentru a umili și pentru a îngenunchea, adică pentru a deznaționaliza, așa că s-ar putea admite că este un proiect continuu. Da, deci eu aș zice că această sărăcie este planificată și multă lume de la noi, din păcate, nu-și dă seama de acest lucru. Fiindcă chiar am auzit oameni care spun că, iată, dacă n-am fi vrut limbă, n-am fi vrut alfabet, eram și noi astăzi bogați. Nu este adevărat. Uitați-vă în Rusia ce se întâmplă. Rușii la ce alfabet au trecut sau la ce limbă? Deci sărăcia din Rusia este și mai pronunțată ca aici. Sau în Ucraina, sau în Belarus și în celelalte foste republici sovietice. Dar eu știu că este foarte greu. Unii au ajuns să-și caute loc de lucru în Grecia, în Israel, în Turcia, în alte țări. Că chiar spuneam, că vă zic că vorbea cineva, un medic, care a fost timp de o vară văcar în Europa, unul din chirurgii noștri de frunte. Și eu spuneam, iată, din păcate, am crescut cadre pentru cerezile Europei. Ziceam, creștem văcari pentru Europa. Deci, probabil că accentul ar trebui să se pună pe generațiile care vin să fie cu adevărat pregătite și se știe că ca să putem scăpa de sărăcie, ar trebui să punem accentul pe carte, în primul rând pe culturalizarea generațiilor care cresc. Dacă nu se va pune accentul pe școală, dacă nu se va pune accentul pe sănătate, care este o altă avere națională a Basarabiei, probabil că vom fi o națiune cu viitor mai puțin sigur. La noi, astăzi, și din 1990 încoace, la conducere s-a aflat nomenclatura comunistă și tot comuniștii s-au aflat în opoziție. Adică ei s-au împărțit, o parte au trecut în opoziție și o parte au trecut la putere. Unii și-au zis, din foștii nomenclaturi, și-au zis democrați, și-au zis agrarieni, și-au zis interfrontiști, socialdemocrați, oricum, dar tot ei erau. Deci adevărata opoziție în Republica Moldova abia se naște. Probabil că ar trebui să muncim mai mult în acest sens pentru cultura politică a cetățeanului nostru, deci are nevoie și de această cultură politică, fiindcă omul nostru nu prea știe cum să voteze, nu prea știe că atunci când votează, de fapt votează pentru sine și nu votează pentru Matei sau pentru Roșca sau mai știu eu pentru Dabija sau mai știu eu pentru cine. Deci votează pentru sine. Atâta timp cât se va lăsa mințit, va trăi rău. Anume despre această educație civică ne propunem să vorbim, să discutăm în cadrul rubricii Odă Patrie de la Focul din Vatra. Țară, patrie, moșie, stat, aceste noțiuni sunt sinonime pentru poetul Nicolae Dăbija? Se completează mai degrabă unul pe altul, dar ca să pornesc de aici, aș aduce aminte o spus a unui înțelept care spunea că țări sunt multe, dar patrie e numai una. Noțiunea de patrie este o noțiune pe care n-ar trebui să o strigăm, fiindcă eu nu cred în cei care strigă că-și iubesc foarte mult patria și fac așa... Lucrează împotriva ei. Lucrează împotriva ei prin tărășenile pe care le fac.
Deci, tocmai că cel care iubește mult tace, adică tace și face. Eu nu vreau să mă laud, dar chiar în perioada noastră de restructurare, așa, de prin anii 87-88, deci am făcut și niște emisiuni de istorie la radio, am făcut manuale de istorie, am făcut manuale de literatură română, am făcut niște culegeri despre limbă și așa mai departe, adică chiar în articole pe care le scriam, tot de culturalizare într-un fel, adică eu consideram că acesta este patriotismul adevărat când faci ceva concret, când ajuți niște copii să-și cunoască, spre exemplu, strămoșii în manualele Daceada, de manuale de istorie pentru clasa 1-a, a 4-a. Spuneți-mi, vă rog, Nichita Stănescu a fost anticomunist, anticeaușist, antisovietic atunci când a afirmat că patria mea este limba română? Pentru că, evident, a avut în vedere și Basarabia și tot spațiul unde se vorbește românești. Da, deci probabil că Nichita Stănescu, poet fiind, a exagerat un pic, fiindcă Nicolae Sulac l-a completat. El a spus, bine, atunci patria mea este și Siberia, și acolo se vorbește românește. Deci Nichita Stănescu, atunci când a spus că patria mea este limba română, a dat de înțeles că un indiciu al patriotismului ar fi limba țării. Așa cum nu poate exista patriotism fără de țară, nu poate exista patriotism în afara limbii, fiindcă patria este limba și limba este patria. Eu mă gândesc de multe ori la destinul profesorului basarabean, care își face datoria lui patriotică în satele noastre, altoind dragoste pentru limba română. Și eu zic, acest profesor basarabean, anonim de cele mai multe ori, cultivă, într-un fel, nu numai dragoste pentru limbă în sufletul copilului, dar și dragoste pentru patria lui. Eu nu vorbesc numai de patriotismul românesc al basarabenilor, care ar trebui altoit, dar vorbesc chiar de patriotismul românesc al confraților noștri din România. Hai să vă dau un exemplu. Iată, am citit în presă că Emil Constantinescu a avut, vara trecută, a avut o întâlnire cu diaspora românească din Statele Unite ale Americii. Și la un moment dat, Constantinescu a fost foarte enervat și a spus, domnilor, dar de ce vorbiți toți ca unul cu mine numai limba engleză? Ați fi văzut, vă închipuiți că polonezii din diaspora poloneză din Statele Unite vorbesc cu președintele țării lor în altă limbă decât poloneză, dar dumneavoastră vorbesc cu mine în limba engleză. Deci și președintele statului a fost undeva iritat de faptul că românul, după ce își părăsește țara, și-a părăsit și limba. Este o drama noastră. Un ziarist, iarăși, din România, Tudor Octavian, a fost în Liban și acolo s-a întâlnit cu mulți arabi care au studiat în România. Și acest ziarist spune că ar trebui să învățăm de la arabi cum să ne iubim România. Întrerupem dialogul cu poetul Nicolae Dabija și vă invităm la un respiro muzical. Versurile aparțin invitatului nostru. Cântecul scris de Tudor Chiriac este interpretat de Liliana Chiriac și Iurie Sadovnic. Fredonați acest imn al simțirii românești. Sunt sigură că îi cunoașteți versurile. Cântecul face parte organică din spectacolul Horia de Ion Druță. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât dureane vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține în minte, mai există lucruri sfinte. Cât luceafărul răsare și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai există ceva sfânt. Cât dureane vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt,
vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sac departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât avem un sac departe și un grai ce n-are moarte, cât ai cui zice părinte, mai există lucruri sfinte. Cât durea nevor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durea nevor izvoare, ori un cântec ce dispare, cât există ceva sfânt. Domnule Nicolae Dăbija, după 1989, odată cu mișcarea de eliberare națională, noțiunile de patriot și patriotism și-au recăpătat valoarea firească, promovată de domnitorii români, de Mihai Eminescu în special. Astăzi, spre regret, aceste noțiuni sunt pronunțate cu subtext peiorativ, ironic. Ce se întâmplă cu noi? Pun această întrebare poetului, publicistului și deputatului Nicolae Dăbija, care a fost pe prima linie a frontului național. Pentru ce ați luptat? Da, deci am luptat pentru demnitatea pe care ar trebui să o restituim într-un fel basarabeanului nostru și pe care, din păcate, acesta încă nu și-a recuperat-o. Deci pentru ca basarabeanul să capete o conștiință de sine. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din păcate, astăzi, așa cum spuneți, sunt chiar colegii noștri scriitori, unii, și colegii dumitale de generație, dragă Lumița Nubrăveanu, care cam ironizează noțiunile de patrie, de patriotism, de țară. V-aș zic că vom intra în Europa fără națiune, fără patriotism și chiar mai mult. Un scriitor de la București a vorbit acum 2 ani la Uniunea Scriitorilor și a spus că cu moaștele lui Eminescu și a lui Ștefan cel Mare nu veți putea intra în Europa. Și eu am spus, dacă este să intru în Europa fără istoria noastră, fără cultura noastră, nici mai vreau să intru în Europa, în acea Europa. Deci, probabil că în Europa sau în lume intri cu averea pe care o ai. Am fost în Israel nu prea de mult și am fost foarte mișcat de faptul că soldații israelieni depun jurământul lor militar la cetatea Masada, deci una dintre cetățile ultime cucerite de romani în secolul I era noastră, unde izraelienii de atunci, din secolul I, secolul răstignirii lui Hristos, deci aproape 30 de ani au apărat această cetate. Și eu ziceam, de ce soldații noștri, militarii noștri, depun jurământul în fața unor ofițeri care nu le cunosc nici limba și nu depun aceste jurăminte pe locuri sfinte legate de istoria noastră? Spre exemplu, la Lipnic, pe locul victoriei lui Ștefan cel Mare în fața lui Mamac Han, sau la Cahul, pe locul bătăliei lui Ion Vodă cel Cumplit cu turcii de lângă Roșu, sau, vă zic, la Soroca, în cetatea de la Soroca, sau la Lăpușna, pe locurile cunoscutelor bătălii, sau la Tighina, atunci probabil că soldatul moldovean va avea o mai mare dragoste pentru pământul pe care îl apără, pământul, cum ar spune Miron Costin, frământat cu sângele moșilor și strămoșilor noștri. Acum, educația aceasta patriotică nu se întâmplă nici în armata noastră națională, nu mai vorbesc de securitatea noastră, care este în continuare antinațională și care este ca o filială a Moscovei, nu mai vorbesc de Ministerul de Interne, unde această educație patriotică nu este cultivată. Deci acest sentiment național nu este educat nici în școlile noastre și, lucru cel mai trist, nici în Institutul Superior de Învățământ. Mă gândesc că aici ar trebui și radio să-și aducă aportul, radio noastră național. Din păcate, afară de Bocul din Vatră, nu prea cunosc alte emisiuni care ar cultiva acest sentiment. Domnule Nicolae Dăbija, sunteți persoana
care are o influență extraordinară asupra maselor, grație muncii noastre, grație talentului noastră, grație aspirațiilor noastre. Aș ruga să adresați un cuvânt ascultătorilor noștri, evident în cheia emisiunii Focul de Matră. Cel mai potrivit leitmotiv așa pentru această emisiune ar fi o spus al lui Euripide, care, așa o citesc din memorie, care spunea cam următoarele: eu unul nu socotesc că judică bine acela care, disprețuind pământul său strămoșesc, laudă altă țară și plac obiceiurile aceleia. Deci probabil că ar trebui să respectăm mai mult obiceiurile, tradițiile noastre, să avem un mai mare respect pentru strămoșii noștri și atunci când vă pomeniți părinții la cimitir sau bunicii, faceți un gest patriotic. Să ne îngrijim mai mult pentru generația care vine și atunci când vă trimiteți copiii la școală, dragi radioascultători, faceți un gest patriotic. Atunci când citești din Vasile Alexandrii pentru copilul tău, hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, faci un gest patriotic. Atunci când sădești un pom în pământul patriei tale, atunci când sapi o fântână, faci iarăși un gest patriotic. Deci noțiunea de patriotism este mult mai largă. Și dacă ne vom aduce cu toții aportul la țara aceasta ca ea să fie și mai frumoasă, atunci cred că vom fi patrioți cu adevărat și nu vom fi numai patrioți în vorbe. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și vreau să îndemn radioascultătorii să asculte această emisiune cu adevărat deosebită, unică în felul ei în geografia atâtor posturi de radio independente, unele independente cu adevărat, altele numai în ghilimele, Focul din Vatră. Vreau să mulțumesc Luminiții Dumbrăveanu că m-a invitat la această emisiune și am ascultat foarte multe emisiuni cu sufletul la gură, am ascultat și interviurile cu înstrăinații noștri, ca să le zic așa, unor mari români, cum este Eugeniu Doga sau Emil Loteanu, care au fost nevoiți să plece din patria noastră și din motiv că n-am știut să-i respectăm, din motiv că n-am știut să le creăm anumite condiții să rămână aici, iar globul pământesc, aș zice că la ora actuală este plin cu basarabeni, pe care n-am găsit modalitatea să-i ținem acasă. Iată, chiar zilele trecute am citit un articol extraordinar despre un Gheorghe de Botezat, care în 1921, un chișinăuian, Gheorghe de Botezat, în Statele Unite ale Americii, a descoperit helicopterul. Deci după sistemul de funcționare a titirezului. Deci se juca cu titirezul până a descoperit helicopterul. Cine din radioascultători cunoaște că acest Gheorghe de Botezat este basarabean? Aproape nimeni, nici n-a auzit probabil. Deci este descoperitorul sau autorul patentului helicopterului. Helicopterul astăzi este prezent în toate țările din lume. Dacă acest basarabean l-am fi putut atunci păstra și crea toate condițiile aici la noi, probabil tot globul ar fi vorbit de această invenție românească, basarabeană. Astăzi vorbesc toți de invenția lui Botezat ca de o invenție americană. Probabil că avem iarăși concetățeni celebri care au plecat de acasă și pe care eu i-aș îndemna să revină, să revină cu sufletul lor, cu munca lor, cu invențiile lor, ca să ne putem împreună ridica la noi culmi această patrie a noastră care este Basarabia, această patrie a noastră care este limba română, această patrie a noastră care este istoria moșilor și strămoșilor noștri. Vă doresc sănătate și bani, că dacă vom avea sănătate și bani, pe celelalte le cumpărăm noi. Mulțumesc frumos și la noi întâlniri prin intermediul acestui post de radio, prin intermediul acestei emisiuni importante. Rămân al dumneavoastră, Nicolae Dabija. Iubiții mei admiratori, vă invit în fiecare sâmbătă să receptați programul Focul din Vatră, primul program dedicat fraților noștri de pretutindeni, realizat de Luminița Dumbrăveanu. Vă mulțumesc
când sunteți suflet din sufletul meu. Audiții plăcute. Rămân același Eugen Toga.